Mulțumesc mult, domnule Stepen. Voi spune foarte pe scurt câteva cuvinte. În primul rând, aș dori să avut prezența dumneavoastră aici și să vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Trebuie să precizez că din cauza condițiilor de pandemie nu am putut organiza o deschidere, o inaugurare cu mai mulți participanți. Dar tocmai de aceea am invitat doar pe cei care sunt fie foarte apropiați nouă, prieteni foarte dragi și pe cei care sunt foarte reprezentativi pentru comunitatea noastră, pentru mediul nostru social și cultural și vă mulțumesc că ne-ați onorat invitația. Doar câteva cuvinte din istoria mai recentă a Castelului și din planurile pe care le avem pentru viitor. Spuneam și înainte de a intra în această sală, spuneam prietenului meu Aurelian Rama că în urmă cu câțiva ani, în albumul centenial pe care îl publica, asociam o trecere în revistă a activității de mecenat, asocia castelele nobiliare ale acestei zone cu diferite familii reprezentative din județul nostru și, ca o premoniție, asocia numele Telechi cu familia Benedec. Cred că tocmai de aceea, atunci când am aflat că acest castel, această construcție, această valoare culturală a județului nostru este scoase la vânzare, ne-am simțit că undeva, nu mai că ne-am dorit și trebuie să recunosc că ne-am dorit foarte mult, dar am simțit și o obligație a noastră ca oameni care, în cadrul familiei, am realizat ceva pentru mediul nostru social, pentru comunitatea noastră, am simțit o datorie de a întoarce în comunitate o parte din realizările noastre. Și de aici pornește dorința noastră, intenția noastră și această istorie mai recentă pe care sperăm că o continuăm în tradiția acestui castel. Am pășit aici în comunitatea din Brăgioara, ne-am simțit foarte bine, am fost primiți cu brațele deschise, am participat împreună cu comunitatea locală la unele evenimente care ne-au făcut să ne simțim acasă și sperăm din tot sufletul că, în calitate de noi proprietari, vom reuși să redăm castelului viața și vom reuși să readucem aici tradiții și o activitate socială și culturală. Spunea domnul profesor de activitățile colectivului nostru, a clinicii de cardiologie, pentru că este foarte recent, doresc să menționez că ieri s-au dat publicității primele rezultate din competițiile de proiecte de cercetare ale universităților organizate de Ministerul Cercetării. În domeniul medical, colectivul clinicii de cardiologie este într-o poziție de top, este cu siguranță eligibil într-un proiect de cercetare de viitor, în parteneriat cu Universitatea din Oxford. Și sper din tot sufletul că și aici, în această clădire, vom reuși să organizăm evenimente de diseminare. Cum ați văzut, sunt câteva săli de curs aproape gata amenajate, la care vom organiza și evenimente de diseminare științifică și adresate totodată publicului larg, inclusiv din care rezultă din acel proiect de cercetare. Intenția noastră a fost de la bun început să nu păstrăm această valoare doar pentru noi. Această valoare avem datoria să o redăm comunități. Spunea domnul profesor de creditățile pe care le-a făcut administrația românească. Eu, așa, cu multă răutate, aș menționa că ar trebui să cumpărăm această valoare pentru că administrația maghiară nu a reușit să recunoască valoarea ei și să o cumpere de atunci când a fost scoasă la licitație. Și vedeți cum este, până la urmă, eu care vin dintr-o familie veche românească, cu reprezentantul dintr-o familie veche românească, am reușit să luăm acest castel ca să nu ajungă așa cum s-a au fost cumpărători adică până la urmă noi români și unguri suntem aici împreună, suntem aici de sute de ani și este de datoria noastră ca împreună să păstrăm aceste valori culturale care ne unesc și nu trebuie să ne dezbine. Așa cum spunea și domnul profesor,
Familia noastră sunt cinci fete. Eu, domnul profesor spunea de gineri, eu sper din tot sufletul că fetele noastre vor reuși și ele singure să-și facă, să valorifice moștenirea acestui castel, pentru că aici sunt multe proiecte care se vor naște, un proiect de centru de recuperare a bolnavilor cardiovasculare, în care România este extrem de deficitară, un proiect pentru o arhivă a castelului care să fie transformată într-un muzeu, în care să fie redată comunității în valorile tradiționale. Lucrăm la acest proiect, mai ales un profesor cu greutate, încearcă să reconstituie aspecte caracteristice vieții de altă dată din acest muzeu. Un alt proiect se referă la, cum am spus, centru cultural, organizare de evenimente și de ce nu există în acest parc foarte mare și foarte frumos din spate și posibilități pentru a crea un centru de recreere și mai ales pentru tânăra generație. Așa încât aici posibilități sunt foarte multe și cred că a fost pe datoria noastră și mă bucur că am reușit să deschidem aceste drumuri